În județul Călăraș s-au centralizat rezultatele înregistrate la evaluarea națională sesiunea 2-27 iunie 2020. Dintre cei 2070 candidați prezenți, 1419 au obținut medii mai mari sau egale cu 5, înregistrându-se astfel un procent de promovabilitate de 68,60%. Dintre aceștia, 6 candidați au încheiat examenul cu media generală 10. Rata de participare a fost de 85,78%. Contestațiile au putut fi depuse și în cursul zilei de astăzi până la ora 12. Rezultatele finale urmând să fie afișate sâmbătă 27 iunie. Ce rezultat s-a obținut în județul Călăraș în urma evaluării naționale? În urma evaluării naționale, la momentul acesta, adică înainte de contestații, avem un procent de 68,60%. Candidați care au obținut medii mai mari sau egale cu 5. Am înregistrat un ușor progres față de anul trecut, când am avut 66,51%. În condiții de pandemie și în condițiile actuale, noi credem că elevii noștri s-au descurcat foarte bine. Au existat incidente? Au existat copii descoperiți cu febră care nu au putut intra la examen? Nu am avut copii descoperiți cu febră, niciun fel de incident. În toate cele 71 de centre de examen s-au organizat evaluarea națională în condiții optime. Elevii care au absentat din diferite motive pot relua? Există sesiune specială la evaluarea națională? Da, noi o numim etapă specială. Avem două astfel de situații, un candidat la Lehliu și un altul la Gălbinaș. Când începe sesiunea specială? Etapa specială. Etapa specială. Înscrierile vor începe de săptămâna viitoare, se va desfășura astfel încât fiecare dintre elevii care nu au susținut examenul acum să poată participa la calendarul admiterii odată cu toată lumea. Contestațiile se depun în continuare? Contestațiile se depun inclusiv astăzi, au început de ieri și astăzi până la ora 12, fie fizic, fie în format electronic. Când se vor reevalua lucrările contestate și când vor fi afișate rezultatele finale? Rezultatele finale vor fi afișate în data de 27 iunie. Afișarea se face în centrele de examinare sau pe internet? Și în centrele de examinare, dar și pe internet, desigur, respectând procedura de anonimizare.